Bună ziua! În acest video vom discuta despre cum putem obține apă caldă de la soare prin utilizarea panourilor solare. Foarte multe informații vor fi anume despre panourile solare handmade, adică confecționate de dumneavoastră acasă, cu toate că o mare parte din informații vor fi foarte utile și pentru cei care au panouri solare tehnologizate, ca de exemplu a celor care le vedem acum în imagini. Acestea din urmă pot fi cumpărate foarte ușor de la diferiți comercianți. Sunt la noi pe piață diferite companii autorizate de mai mulți ani. Nu este o problemă să apelați la ei, chiar la mentenanța lor și chiar la ajutorul în a le instala. În general, aceste colectoare tehnologizate, să le spun așa, sunt în principal de 2-3 feluri. Panouri cu tuburi, panouri plane, alții spun plate, și mai nou avem și panouri termodinamice. Însă totuși cele plane și cele cu tuburi sunt cele mai populare. Dacă am instalat toată sistema respectivă, aceasta ne-ar costa 1000 de euro, iar eu, în acest video, o să vă ofer o soluție care aproximativ funcționează la fel, poate cu un randament doar puțin mai mic, însă costă mult mai puțin bani. Chiar dacă folosiți soluțiile scumpe sau ieftine, aflați că, în general, această sistemă de obținere a apei calde se împarte în două feluri. Prima este cea pasivă, adică rezervorul de apă, alții spun și acumulator, se află mai sus decât panoul solar. În așa fel, sistemul funcționează oarecum natural. Și a doilea tip este cel activ, când rezervorul se poate afla oriunde, se poate afla și sus, și mai jos, și într-o parte, practic nu contează. Apa în acest sistem este mișcată de pompa de căldură, care în cazul sistemului pasiv, ea lipsește. Am văzut și la români, și la ruși, la europeni, și la americani, și în foarte multe surse din foarte multe țări, cum se face un astfel de sistem. Totuși, pentru spațiul nostru, al Republicii Moldova, cât și a țărilor din prejur, când avem și sezonul rece cu temperaturi de sub 0 grade, și în cazul dat apa poate îngheța în sistemă, noi nu prea putem folosi sistemul pasiv decât doar în lunile de vară. Însă deja sistemul activ poate fi folosit și iarna, deoarece iarna noi nu ne temem că o să înghețe apa în sistemă, deoarece îi adăugăm antifriz. De asemenea, mai sunt și alte mici soluții, însă puțin mai încolo. În general, aceste sisteme, dacă se vorbesc de cele handmade, sunt capabile să ne încălzească apa și până la temperaturi de 50, 60, 70 grade Celsius, uneori chiar și mai mult. Deja aceasta depinde de mai mulți factori. Depinde de ce tip de sistem vorbim, ce dimensiuni au panourile, ce soluții de captare și stocare a radiației solare s-a folosit, cât de bine s-a termoizolat, ce sticlă a fost folosită, ce volum de apă trece prin țevi, ce rezervoare s-au folosit, ce volum au aceste rezervoare. Contează chiar și cât de mult soare este în zona dumneavoastră și la ce inclinație față de soare sau panourile. Pe internet sunt o mulțime de exemple, de videouri, figuri, articole în care există foarte multă informație. Eu în continuare o să vă arăt așa, doar exemplul meu, la general, care conform părerii mele subiective se poate de folosit și iarna și vara pentru regiunea noastră. Așadar, eu personal cred că cel mai eficient din punct de vedere termic și al exploatării normale a sistemului, fără să avem probleme, fără să înghețe sau fără să rămânem uneori fără apă, este folosirea sistemului cu două rezervoare. Acum dumneavoastră vedeți un exemplu de execuție cu mai toate detaliile necesare, amplasarea lor și multe alte informații. Un exemplu de genul dat sau careva asemănătoare, eu cred că pot fi optime și pentru zona noastră. Luând în considerație că prin panoul solar curge apă cu antifriz, care, apropo, nu se amestecă cu apa din rezervorul cu numărul 2, care deja va reprezenta apa noastră menajeră. Iar, repet, exemple pe internet sunt foarte multe. Dacă chiar vă interesează, puteți căuta și mai multe informații. Așadar, prima imagine reprezintă sistemul cu două rezervoare. După cum vedem în imagine, acesta este format dintr-un panou solar mare, dacă la dumneavoastră vor fi 2-3, nu contează, sistemul este plus aceeași. În care, uite pe aici, datorită unei pompe, apa rece este direcționată spre panourile solare, intră în panouri în partea de jos, se încălzește și iese prin partea de sus acestor panouri într-o singură țeavă în final, care ulterior intră într-un rezervor, la noi este denumit rezervorul cu numărul 1, care, apropo, trebuie să fie practic ca un boiler, adică trebuie să fie foarte bine termoizolat. În engleză, la aceste rezervoare se mai spune tank, alții mai spun acumulator. Intrând în rezervor, țevele vor merge circular de sus în jos,
ca mai apoi, prin partea mai inferioară, să iasă din acest rezervor și iar prin pompa de apă să fie pompată iară în panourile solare. Observăm așadar că apa respectivă care circulă prin panou nu este apa care va fi folosită ca apă menajeră. De ce? Deoarece iarna, toamna, primăvara, când este frig și când este riscul de îngheț, noi nu dorim ca această apă să înghețe în sistem și să cauzăm, Doamne ferește, careva daune. Iată de ce această apă este una cu antifriz. Cum noi nu putem folosi sau bea apă cu antifriz, aceasta are circuitul ei separat. Noi deja vom folosi apa, care apropo vine, uite pe aici, în rezervorul cu numărul 1. Această apă este încălzită și se va extrage, uite pe aici, fiind direcționată spre rezervorul cu numărul 2. Așa mai jos, ca undeva, uite pe aici, undeva sus, să fie extrasă oricând noi deschidem robinetul, facem baie sau în general avem nevoie de apă caldă. În general, sistemul nostru este unul simplu. Rezervorul cu numărul 1 este încălzit doar de colectorul solar. Temperatura apei din acest rezervor va varia, deja în dependență dacă afară este soare, ziua, noapte, etc. Pentru ca pompa respectivă să nu pompeze apa din rezervorul cu numărul 1 în panoul solar, exemplu noaptea, ca să nu răcească toată sistemul și toată apa din rezervorul nostru, avem nevoie de un termostat care să monitorizeze temperatura apei de la ieșirea din rezervorul cu numărul 1 și temperatura apei de la ieșirea din panoul solar. Astfel, dacă aceasta detectează că temperatura apei de la ieșirea panoului solar este mai mare decât cea de la ieșirea din rezervorul cu numărul 1, atunci pompa începe să funcționeze. Deja dumneavoastră puteți seta ce diferență de temperatură doriți, plus 1 grad, plus 5, plus 10, care doriți, între temperatura din rezervor și panoul solar. Dacă temperatura din panoul solar este mai mică, atunci pompa se oprește și în genere tot sistemul se oprește. De asemenea, ca pe timp de noapte să nu se facă un schimb de temperatură între apa din rezervor și panourile solare, se montează de asemenea și valve, carpete de sens. De fapt, sistemul include în sine mai multe tipuri de valve, mai multe chestii, mai exemplificativ găsim în, de exemplu, imaginea dată. Mai departe, deja apa din rezervorul cu numărul 1, unde, apropo, rețineți, temperatura apei variază în dependență de când lucrează panourile solare, se duce în rezervorul cu numărul 2, unde deja temperatura apei este mereu caldă. Știu că uneori temperatura apei calde care vine din rezervorul cu numărul 1 nu este mereu aceeași, uneori poate 30 de grade, alteori poate 50 de grade, mai mult, poate mai puțin, de exemplu. Însă nouă ne trebuie apă caldă normal, nu? Să nu stăm și așteptăm sau zghicim ce fel de temperatură va avea apă caldă sau când va fi soare, când nu și așa mai departe. Iată de ce, uite aici, vedem o linie întunecată. Poate fi chiar și două, una sus și una jos. Depinde de la caz la caz și de volumul concret al rezervorului fiecărui. Funcțiile acestor boostere sau backup-uri este următoarea. Dacă cumva apa care vine din rezervorul cu numărul 1 nu este suficient de fierbinte pentru noi, atunci acest booster sau aceste boostere se activează, deja fiind conectate la sursele tradiționale de energie, exemplu electricitate, și încălzesc temperatura apei necesară nouă. Iată de ce, dacă vorbim de o soluție mai avansată, trebuie să folosim două rezervoare, ca mereu să avem apă caldă la costuri mai puține. Acum, ca să înțelegeți de ce eu recomand anume două rezervoare și nu unul, dați-o să vă prezint, uite, și imaginea dată, spre comparație, unde este folosit doar un singur rezervor. Problema acestui sistem, care apropo este întâlnit la mai toate companiile de la noi care vând așa sisteme moderne, adică din panouri solare de apă caldă și îți mai dau doar un singur rezervor, este următoarea. Să presupunem că o familie din 4 persoane se scoală dimineața, vedem că și rezervorul nostru este plin cu apă caldă, totul este bine, cineva face mâncare, consumă apă caldă, cineva face un duș, spală dinții, consumă apă caldă, altcineva iar pentru diferite chestii mai consumă apă caldă și uite această apă încet încet se consumă. Și deja când, eu nu știu, a treia, a patra persoană sau altă persoană dorește să facă și el mâncare sau să facă și el o baie, gata, ioc, apă caldă nu-i, sau temperatura ei este mai slabă. Vedem astfel că nu mai este apă caldă în acest rezervor, deoarece aceasta deja a fost consumată de cei care înainte al acestei persoane au intrat întâi la baie și au folosit această apă.
Și cum soare încă nu este pe cer, de exemplu la noi încă dimineața, stai bate fără apă și așteaptă. Acest lucru se poate întâmpla și seara sau și noaptea sau în oricare perioadă a zilei când se consumă apă caldă. Problema respectivă de foarte mulți ingineri și companii și producători a fost soluționată în felul următor. Uite, de exemplu, aici a fost adăugat un mic backup. Acest backup sau booster, în cazul când temperatura apei din acest rezervor devine prea mică sau prea rece, se activează și încălzește înapoi apa din acest rezervor. Totul parcă pare ok, chiar dacă ceva noi folosim prea repede apă caldă sau se consumă, acest backup se activează, însă totuși acest lucru are un anumit minus, spun așa. De exemplu, continuând în imaginația noastră cu exemplul nostru, să ne imaginăm că s-a consumat apa caldă, acest backup, de exemplu electric, repede restabilește temperatura apei din acest rezervor, dumneavoastră ați folosit apa caldă și totul este ok, sunteți satisfăcuți. Însă, uite, deja este ora 9, 10, 11, 12 și tot așa, adică timpul trece și afară este soare. Și problema este următoarea. Degeaba va sta afară soarele pe cer, că oricum sistema noastră nu va funcționa. Apa nu va trece prin panoul solar, deoarece senzorii de temperatură vor da informația că apa în rezervor este deja suficient de caldă. Acum înțelegeți? Apa caldă doar a fost înainte de asta încălzită de boosterul nostru. Și după aceasta, vine seara, noi iar facem baie, iar facem duș, cum afară nu este soare, rezervorul nostru, sistema noastră vede că soare noi, deci de să încălzim apa caldă înapoi de la acest booster. Și acest lucru se poate repeta, din păcate, mai multe zile la rând. Și ce obținem? Obținem că degeaba stau panourile cele solare, dacă apa caldă a fost în cea mai mare parte încălzită de la aceste backup-uri, care oricum au folosit electricitatea și energia ca și cum ați folosit un simplu boiler. Eu nu zic că așa cazuri sunt extrem de frecvente. Eu nu știu, eu n-am stat cu lumânarea să mă uit în fiecare caz care e situația. Însă așa ceva există. Și, apropo, eu cred că este un lucru la care dumneavoastră trebuie să vă gândiți. Eu cred că se merită o investiție în panourile handmade sau în oricare fel de panouri, cum nu ar fi, însă investiția mai cu cap eu consider că este în sistema cu două rezervoare. Când se vor folosi aceste două rezervoare, problema dată nu există. Deoarece, când este soare, sistema este folosită, apa caldă este încălzită oricum de la soare și aceste backup-uri sunt folosite mult mai rar decât în cazul unui singur rezervor. Acest lucru fiind răsfrâns, de asemenea și asupra costurilor la energie, de exemplu electricitatea care face ca aceste backup-uri să funcționeze. Cam acestea sunt informațiile teoretice ce ține de modul de funcționare. În continuare, de să vorbim puțin despre construcția acestui panou. De fapt, construcția acestui panou se seamănă extrem de mult cu construcția panourilor solare de aer, care le-am prezentat în videourile trecute. Totuși, principalele deosebiri țin de alegerea materialelor, a țevilor necesare, inclusiv diferite mici lucruri care țin deja de funcționarea unui sistem de apă, nu de aer. Ca de exemplu, o să trebuiască să folosiți pompă de apă în loc de mic de ventilator. O să trebuiască să folosiți clapane de sens pentru apă, nu de aer. Și tot așa. Mai adăugați un presostat, un manometru, robinete, adică tot ce este necesar pentru o sistemă de apă. În continuare, o să vă ofer doar câteva mici detalii care țin deja de sistemul apei calde, nu cel de aer. Așa, ca mici puncte la care dumneavoastră trebuie să trageți atenția. Așadar, în primul rând, toate țevile, pompele, valvele, robinetele, teurile, tot, orice elemente trebuie să fie rezistente la temperaturi mari. 2. În calitate de țeavă care merge prin panoul solar, cel mai des am întâlnit soluția că se folosește țevi de cupru. Cât mai mari, cât mai bine. De exemplu, cele de 32 de milimetri. În alte cazuri am văzut că se folosesc țevi de cupru care merg prin bănci de aluminiu. În alte cazuri am văzut că se folosește țeavă PVC de apă, de exemplu PN6, cu diametru de 20. Și apropo de 1/6, așa, mai groasă și mai rezistentă. 3. Dacă faceți mai multe panouri, sau, mă rog, mai multe spirale serpentine, treaba dumneavoastră, vedeți că eficiența mai mare se obține anume atunci când toate acestea sunt unite în serie, nu paralel. 4.
Dacă vă faceți o sistemă pasivă, despre care apropo am explicat la începutul acestui video, poate fi folosită mai că doar vara, atunci dacă nu vreți să o demontați, montați înapoi în fiecare sezon, pentru ca să o lăsați acolo peste iarnă, trebuie să eliminați această apă, ca aceasta să nu înghețe în sistem, și pentru aceasta puteți folosi un compresor. 5. Rezervoarele deja trebuie alese în dependență de câți membri ai familiei sunteți și cam cât consumați. Pe internet și la diferite companii puteți găsi o sumedenie de exemplu. Pentru sistemele active, de exemplu, puteți alege între 150, 200, 250, 300 de litri, iar pentru o sistemă pasivă puteți opta și pentru cele de 50 sau 100 de litri. Uneori am văzut chiar și soluții cu 50 de litri. Mai departe, ce ține de sistemul pasiv, apropo și mai adăuga că în rezervor se mai poate folosi, de exemplu, și flotor de WC-ul, adaptat special pentru această sistemă, ca să prevenim supraumplerea acestuia. Și nu în ultimul rând, absolut toată sistema, desigur în afară de geamul pe unde vine radiația solară, trebuie foarte bine termoizolată, mai ales cea care stă în exterior. Acest lucru se face ca să nu avem pierderi de căldură. Cam acestea sunt informațiile care am dorit eu să vi le ofer astăzi privind cum putem obține apă caldă de la soare mai că gratis. Am spus mai că gratis deoarece pompa de apă și alte mici chestii oricum consumă o cantitate foarte mică de electricitate. Desigur, toate acestea de cumpărat, de făcut, de montat costă un pic, însă per general prețul este unul mai mic decât în cazul folosirii soluțiilor scumpe, adică tehnologizate. Totuși, deja m-am menționat în mai multe videouri și mă repet și aici, dacă aveți bani și dorință, optați mai întâi pentru soluțiile moderne și tehnologizate din încălzirea apei calde, inclusiv și a casei, etc. Ele chiar dacă sunt mai scumpe, uneori cu mult, au un randament mai bun, se automatizează mai bine și chiar pot fi controlate și de la distanță, oferindu-vă un confort mult mai superior. Însă, nu știu, dacă din vari motive nu este posibil, nu doriți, nu aveți bani, nu știu, treaba dumneavoastră, atunci puteți opta și pentru soluțiile ieftine, care, cu succes, eu sper că vi le-am prezentat în acest video, dar și în ultimele publicate la categoria case pasive. Dumneavoastră vă urez multă sănătate, vă urez să luați decizii corecte, să aveți facturi cât mai mici și, de asemenea, să aveți parte de un confort cât mai mare în casa dumneavoastră. La revedere!